Să ne rugăm împreună. Doamne, Sfânt și Milostiv, care ne iubești, noi eram departe de tine și trăiam în păcat. Tu ai avut milă de noi și blestemul și judecata care ar fi trebuit să primim, Domnul Iisus le-a luat asupra Lui și a murit în locul nostru. Și prin acest sânge prețios a spălat veșnic păcatele noastre, pentru ca să nu mai fim sub judecată și blestem. Tu, Doamne, ne-ai dat mântuirea fără plată și ne-ai făcut copiii Tăi, pentru ca să putem avea această nădejde veșnică de a intra în cerul veșnic. Și îți mulțumim pentru acest mare har și dragoste. În acest timp, noi cei care am primit acest mare har, suntem adunați aici ca să te lăudăm și să te proslăvim și să învățăm din cuvântul Tău. Îți mulțumim că ne-ai făcut să avem părtășie cu Tine, credem că Tu ești cu noi în acest timp. Fiecare din cei care sunt aici, te rog să ai grijă de noi și cu mai multă viață și putere, Tu să ne umpli. Pentru ca noi să putem trăi restul vieții noastre fără rușine și ca viața noastră în această lume să nu fie în zadar. Și această măreață lucrare care Tu ne-ai încredințat, vrem să ne folosești, Doamne, în mod plăcut Ție. Și ca să putem trăi așa, te rog ca să ne țin mâna Ta cea puternică. În aceste timpuri în care trăim, dă-ne mai multă siguranță și pace. Pentru ca să trăim restul vieții noastre vestind Evanghelia. Și să ne putem trăi viața de credință predicând cuvântul Tău. În acest timp, frații și surorile care nu au putut să fie aici cu noi, pe cei bolnavi, te rog pentru o sănătoșire grabnică și cei care sunt încercați în inimile lor, cei care sunt în slăbiciuni, îți cer ca prin harul Tău și mâna Ta să-i ții pentru ca nici unul dintre ei să nu se piardă. Frații care își trăiesc viața de credință în țări îndepărtate, te rugăm ca prin harul Tău și cuvântul Tău Tu să-i ajuți. Pentru ca fiind copiii Tăi să poată predica cu mai multă forță cuvântul Tău și să călăuzească mai multe suflete spre a putea fi mântuite. În acest timp te rugăm să ne dai cuvântul de care avem atât de mare nevoie și noi care suntem mântuiți, Tu să ne înveți cum trebuie să trăim. Să nu-L uităm, să-L păstrăm în inima și viața noastră și să putem să-ți dăm mai multă slavă. Ne-am rugat în numele lui Iisus. Amin. Haideți să căutăm în Bibliile noastre, în Noul Testament, citim împreună 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 8 și 9, aceste două versete. Să-l citim împreună. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru, Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu
care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Până aici. În evangelizările și seminariile care au avut loc în toată țara, multe persoane au auzit Evanghelia și au primit mântuirea. De aceea continuăm să facem seminarii. Persoanele mai dinainte mântuite predică Evanghelia persoanelor care încă nu sunt mântuite, pentru ca aceste suflete care se îndreaptă spre iad să primească mântuirea și să poată să intre în viața veșnică și în împărăția lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu. În această lucrare a lui Dumnezeu, care ne-a fost încredințată nouă, de a vesti Evanghelia, este scopul pentru care încă mai suntem în această lume. De aceea, ori de câte ori avem oportunitatea să vestim Evanghelia, trebuie să o facem, pentru ca mai multe persoane să poată asculta Evanghelia și să poată primi mântuirea. Ieri am fost la inaugurarea unei biserici și am spus așa fraților: sunteți 300 de frați și surori și populația orașului în care vă găsiți este de aproximativ 280.000 de persoane. Și dacă predicați la o singură persoană pe an, dacă vă veți strădui să predicați fiecare doar la o singură persoană pe an, am calculat, înmulțind la 11 ani, ar primi mântuirea 310.000 persoane. În felul acesta, toată populația orașului ar fi mântuită și chiar mai mulți. De aceea, dacă ar avea loc o astfel de lucrare în orașul vostru, ca să primească mântuirea cineva, ar trebui să vină să vă viziteze pe voi. Și lucrul acesta nu este ceva imposibil. Toți creștinii, indiferent dacă dorm sau sunt treji, au ca scop să predice Evanghelia, de a se ruga, de a se strădui și dacă predică doar la o singură persoană pe an și aceasta mai departe predică la alta, în felul acesta nu ar trece mult timp și toate persoanele din această lume ar primi mântuirea. Și calculând în felul acesta, încă sunt multe persoane care nu sunt mântuite. Și deja au trecut aproximativ 2000 de ani de când s-a început să se predice Evanghelia. Dacă persoanele mântuite s-ar jertfi, s-ar strădui mai mult, cu mai multă pasiune ar predica Evanghelia, mai multe persoane ar fi putut primi mântuirea. Persoanele care au văzut moartea și învierea lui Iisus, apostolii, începând din Ierusalim, Asia de Sud, Europa, până la Roma, au predicat Evanghelia cu multă putere. În acele timpuri, dacă Evanghelia s-ar predica la fel și în zilele noastre, deja ar fi fost predicată la orice făptură și ar fi ajuns de mult până la capătul pământului. Dar s-a predicat o perioadă bine, după aceea mai slab. Și acum Evanghelia în toată lumea se predică tot mai puțin. Dar după cum spune în cuvânt, și anume că Dumnezeu nu stinge mucul care încă mai fumegă, în timpurile din urmă, prin noi care suntem mântuiți,
începând din Corea până în toată lumea, eu cred că Domnul ne-a dat această oportunitate de a predica Evanghelia. Și poate că noi nu ajungem chiar în toată lumea. Sunt persoane care încă mai predică Evanghelia și trebuie să fie. Dar este într-un procentaj atât de mic și de asemenea conținutul Evangheliei care se predică, dacă ar fi atât de exact precum Evanghelia biblică, pentru ca orice persoană care în viața ei nu a călcat într-o biserică, doar ascultând cuvântul, să poată cunoaște pe Dumnezeu, să înțeleagă Biblia, să înțeleagă că este cuvântul lui Dumnezeu și să poată cunoaște Evanghelia și să poată primi mântuirea. Și să se predice acest tip de Evanghelie atât de fidelă Bibliei, nu este atât de des întâlnit. De aceea, noi acum, la sfârșitul timpurilor, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a făcut să înțelegem cuvântul Lui. Nu doar pentru noi, ci și pentru mulțimea de persoane care are nevoie de mântuire. Și de aceea ne-a dat această misiune și de aceea cu toată puterea noastră ne străduim să predicăm Evanghelia. Și cu acest fel de inimă, cum spune și în Psalm 118 cu 17, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. În conformitate cu aceste cuvinte, a nu muri și scopul nostru în această lume nu este ca să trăim, ca să mâncăm, nici pentru a ne face bogății sau celebri. Scopul nostru este de a trăi pentru a povesti lucrările Domnului. Dacă am avea în vedere câtă suferință și durere există în această lume, lacrimile și moartea, tristețea și durerea, ar fi de dorit să mergem cât mai curând la Domnul, acolo unde nu mai este nici lacrimă, nici suspin, unde este slavă și bucurie. Și ce mare binecuvântare ar fi! Având în vedere aceste lucruri, am vrea să mergem la Domnul cât mai curând. De aceea, Apostolul Pavel a spus că pentru el moartea ar fi un câștig. S-ar duce să fie cu Domnul. Și a avea această dorință în fața lui Dumnezeu este de mare preț. Să lăsăm acest trup și să ne ducem la Domnul este de dorit. O persoană mântuită nu este frică de moarte. A muri înseamnă că s-a terminat cu suferința din această lume și intrăm într-o odihnă și slavă veșnică. Și asta nu se poate compara cu nimic din pe acest pământ. Cineva care trăiește într-o căsuță sărăcăcioasă și are ocazia să se mute într-o vilă nouă, nu se simte mai bine? Cine ar vrea să trăiască într-o casă mică când îi se dă ocazia să trăiască într-o casă mare și frumoasă? Dar ajungând în cer lângă Domnul, nu se poate compara cu ceea ce trăim aici pe acest pământ. Dar cum încă nu știm prea bine aceste lucruri, chiar și persoanele mântuite le este frică de moarte și vor să trăiască mai mult în această lume, iar dorințele lor sunt legate de această lume și trăiește ca și cum nu ar avea de murit niciodată. Și nu ar trebui să fie așa. Creștinul pentru ce trăiește? Trăiește pentru Domnul și moare pentru Domnul. Trăiește pentru că încă trebuie predicată Evanghelia și trăiește pentru că Domnul i-a cerut să predice Evanghelia și va trăi pentru Domnul până la moarte. Dacă ne lipsește acest scop în viață, dacă nu conștientizăm că avem această misiune, avem o problemă. Creștinii trăiesc degeaba în această lume dacă nu predică Evanghelia. De aceea creștinii, cu mai multă forță, trebuie să mulțumească lui Dumnezeu și să asculte de Dumnezeu și să continue să ducă lucrarea de predicare a Evangheliei. Și prin intermediul acestor creștini vor putea să fie mântuite și mai multe persoane. Și creștinii fac posibil ca și alte suflete să primească Evanghelia și îi ajută pe cei recent născuți din nou să trăiască o viață de credință conform voii lui Dumnezeu. Părinții fac copii și este ceva deosebit. Dar acum, acești copii să crească sănătos este ceva și mai de preț. Persoanele care primesc mântuirea este prilej de mare bucurie și binecuvântare. Și aceste persoane, în calitate de fii de Dumnezeu, trebuie să crească spiritual
Și noi trebuie să-i ajutăm. Trebuie să ajutăm aceste persoane ca ele să poată trăi viața lor de credință. Acesta, de asemenea, este responsabilitatea noastră. Dacă nu facem așa, nu ne pasă dacă cei din jurul nostru primesc sau nu mântuirea, trăiesc o viață confortabilă și dacă cineva a primit mântuirea și nu te îngrijești de acea persoană ca să crească sănătos, în credință, în acest caz neglijăm scopul pentru care încă mai suntem în viață. După ce dai naștere unui copil, va crește cumva singur? Din momentul când se naște, sunt atât de multe aspecte de care trebuie să ținem cont pentru îngrijirea copilului. Ce s-ar întâmpla dacă pur și simplu ai lăsa nou născut să se descurce singur? Sunt multe persoane care primesc mântuirea și de aceea trebuie să ne îngrijim de aceste persoane. Dumnezeu își face lucrarea, dar o face prin noi, pentru ca ei să poată trăi viața de credință și să fie călăuziți în tot adevărul. Noi trebuie să ne punem partea. Și de aceea toți cei care suntem mai dinainte mântuiți și nu predicăm Evanghelia, nimeni nu va putea primi mântuirea. Și de asemenea, dacă noi nu ajutăm pe cei recent născuți din nou în a învăța să meargă în viața de credință, nu vom putea trăi o viață de credință normală. Cei dinainte mântuiți trebuie să-și amintească de aceasta, să-și amintească de această responsabilitate. Și de aceea, duminica trecută, am învățat cum este viața de credință a unui născut din nou și azi, de asemenea, în continuare vom învăța cum să trăim viața de credință a unei persoane mântuite. Născute din nou, nu este o viață religioasă, este o viață de credință. Și această viață de credință, cum trebuie să o trăim? Acum, puțin câte puțin, trebuie să învățăm cum să trăim. Unii spun, sunt mântuit, deci trebuie să mă străduiesc din răsputeri, să trăiesc viața de pocăință. E greu, străduința nu e rea și intenția este bună, dar numai cu străduința și intențiile noastre nu vom reuși. Acum, după ce am primit mântuirea, viața creștinului se făptuiește prin viața și puterea lui Dumnezeu. O persoană care aleargă la curse trebuie să o facă conform regulilor stabilite. Iar dacă el aleargă, chiar fiind mânat de intenții bune și se străduiește foarte mult să ajungă la finalul cursei, dar pe alt traseu decât cel stabilit, el va fi descalificat în ciuda bunelor intenții și străduințelor lui peste putere. Alergătorii trebuie să țină cont de reguli și să alerge pe traseul stabilit mai dinainte de organizatori. Noi, de asemenea, ca persoane mântuite, născute din nou, găsim în Biblie cum trebuie să trăim și trebuie să o cunoaștem, să o citim în zi de zi, această Biblie. Nu este greu, este ușor. Viața creștină, vor spune unii, că este foarte dificilă și presupune prea mult efort. Așa cred mulți. Dar nu este așa. Un copilaș când se naște pentru a crește sănătos în grija mamei, presupune vreun efort pentru copil? Nu. Este ceva natural. Rămânând în grija părinților, cu mama și cu tata, rămânând în grija întregii familii, primind hrană și educație în sânul familiei care îl iubește atât de mult, crește de la sine. Nu se străduiește să crească. Nu îl preocupă acest lucru. Și la timpul potrivit primește educație de la părinți, după aceea merge la școală și tot așa. Și celor de la grădiniță, nu le cerem să învețe inginerie, lucru care se învață la universitate, nu-i așa? În țara noastră, atât de sus se ridică nivelul de educație încât de la grădiniță copiii învață să cânte la pian, să deseneze, învață limba engleză și cred că ar fi mai bine să nu fie așa de intensiv procesul de educație, dar îi împing atât de mult de la spate. Se pune atât de multă presiune pe copii încât devine atât de obosit și această educație este greșită. Copiii, în mod normal, la vârsta grădiniței se joacă cu alți copii de vârsta lor, cresc sănătos și puțin câte puțin le se vor da și responsabilități. Dar dacă îi dai prea multe responsabilități dintr-o dată, știm că nu e un mod de educație sănătos. Și, de asemenea, viața creștină a celor mântuiți nu este grea. Când e trăită în mijlocul fraților, în biserică, unde este dragoste și susținere, viața creștină din Biblie este ușoară
Și creșterea în viața de credință nu este ceva de neajuns, ceva de neatins. Și o persoană mântuită, crescând în felul acesta, se îndepărtează de păcat zi de zi și trăiește viața de credință ca un fiu de încredere și se va vedea pe el însuși cum a crescut în felul acesta și se va surprinde când a lăsat vorbele urâte, când s-a lăsat de bârfă, când a lepădat păcatul urii sau când a lepădat păcatul invidiei. Este o creștere normală, așa cum un copil crește, se maturizează puțin câte puțin. Și noi creștem în credință, caracterul nostru se schimbă, suntem într-un proces de creștere. Primul lucru care trebuie să-l învățăm în viața de credință este să rămânem în Domnul. Cel mai important lucru, să rămânem în Domnul. În Ioan 15, versetul 3 și 4. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, așa și voi dacă nu rămâneți în mine. Aceste cuvinte pline de har din partea lui Dumnezeu, Domnul le-a împlinit. Ascultând Evanghelia și înțelegând mesajul ei, în felul acesta noi am fost curățiți din pricina cuvântului. Duhul nostru a fost curățit. De aceea spune, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Duhul nostru este deja curat. De aceea el ne cere, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Spunând că suntem curați, că Duhul nostru este curat, înseamnă că am fost mântuiți. Este același lucru. Și acum, după ce am primit mântuirea, rămâneți în mine. A rămâne în Domnul nu înseamnă că eu trebuie să fac ceva. Eu trebuie doar să rămân în El. Un copil rămâne cu mama lui ca să aibă parte de grijă și de hrană. Are parte de o familie unde este iubit și îngrijit. Nu se străduiește să fie pe placul familiei. Este ceva ușor pentru copil. Și rămânând în familie, primește toate lucrurile de care are nevoie și toată atenția. Rămâneți în mine! Și eu voi rămâne în voi. Înainte de a primi mântuirea, eram pierduți, separați de Domnul, eram despărțiți de viața Domnului. Dar prin primirea mântuirii, noi care eram dușmanii lui Dumnezeu, am fost împăcați cu El. Și acum eu rămânând în Domnul și Domnul în mine, suntem una în viața veșnică. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Când o bucată de metal se bagă în foc, ajunge la o temperatură foarte înaltă, așa încât metalul și focul se contopesc, devin una. La fel cum eu sunt în Domnul și Domnul în mine, uniți pentru totdeauna. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, mlădița trebuie să rămână lipită de viță. Și doar în felul acesta vom aduce roadă, primind hrană, sevă, care vine de la rădăcină, de la Domnul. Este un proces de creștere, după care apar florile, apoi fructele. Este ceva natural. Cumva mlădița se agită, se îngrijorează ca să aducă roadă de la sine? Nu. Rămâne în viață ca să aibă parte de rămâne în viță ca să aibă parte de viață care este în viță. Și așa crește și dă roadă. De aceea, spune în Coloseni 1:6, care a ajuns până la voi. Și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr. Ziua în care cunoști Harul lui Dumnezeu, cu adevărat, din acea zi în care primești mântuirea, împreună cu toți sfinții din întreaga lume, împreună dăm roadă și creștem și crește și credința noastră. Și felul acesta dăm roadă pentru slava lui Dumnezeu. Noi în această viață de ascultare de Domnul vrem să-i fim pe plac și predicăm Evanghelia pentru ca și alte persoane să poată cunoaște Harul Lui, Harul lui Dumnezeu. Și în felul acesta dăm roadă, stând lipiți, rămânând în viță, rămânând în Domnul. Trebuie să învățăm cum să rămânem în Domnul. Și o cântare de laudă spune, în Iisus am învățat cum să rămân în El. Precum pilda mlădiței și a viței,
Eu rămân în Domnul și Domnul rămâne în mine. A rămâne în El este atât de important și de aceea trebuie să învățăm cum să rămânem în Domnul. Înainte de a cunoaște harul lui Dumnezeu și de a fi mântuit, trăiam după mintea mea, în păcat, mânat de poftele firii mele pământești, dar după ce am primit mântuirea, nu mai trăiesc cum vreau. Nu mai sunt o persoană pierdută. Data trecută am vorbit despre Isus, bunul păstor, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Acum nu mai suntem oi rătăcite, ne-am întors la păstorul și episcopul nostru. Episcopul nostru. Și rămânând în Domnul, avem parte de grija și călăuzirea Domnului. Ați privit mai îndeaproape o viță de vie? Mlădițele sunt împletite, cresc și se contopesc una cu alta, împreună cu vița. Și Domnul este vița și noi sfinții mântuiți mlădițele. Adică Domnul și sfinții născuți din nou sunt împreună împletiți, precum mlădițele și vița. Nu doar eu cu Domnul, nu doar eu cu Domnul. Suntem noi toți, toți frații și surorile care sunt în biserică, toți împreună cu Domnul. Și Biblia vorbește despre faptul că Domnul Isus este capul și noi suntem trupul. Capul și trupul sunt lipite una de alta. Capul și trupul nu se pot separa. Un trup fără cap, la ce e bun? Și un cap fără trup, de asemenea, nu poate face nimic. Vița și mlădițele, capul și trupul, noi și Hristos, suntem într-o relație de nedespărțit, de neconceput. Noi, dacă nu rămânem în Hristos, nu putem face nimic. După cum mlădița separată de vie se usucă și nu poate aduce roadă, și după cum trupul nu poate face nimic fără cap. Și vița fără mlădițe, de asemenea, nu poate aduce roadă, după cum și capul, indiferent ce planuri mărețe ar avea, fără trup, nu poate face nimic. Domnul lucrează prin noi, Domnul vrea să lucreze prin noi, vrea să ne dea viața din belșug și înțelepciune, pentru că prin noi Domnul să lucreze tot ceea ce El dorește. De aceea, lucrarea lui Dumnezeu este responsabilitatea noastră. Ceea ce capul are de gând să facă, trupul trebuie să ducă la îndeplinire. Și tot de la cap vine creșterea. Acolo găsim glandele de creștere care trimit hormonii pentru ca tot trupul să crească sănătos și normal. Și creșterea noastră spirituală vine de la cap, de la Domnul. El este stăpânul nostru, este stăpânul vieții mele în totalitate. Și soțiile spun despre soților că sunt stăpânii casei, ai familiei. Și este interesant, Sara a numit pe soțul ei Avram, Domnul meu. Și în 1 Petru, capitolul 3, versetul 6 spune ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Soțul este capul soției. Și ignorându-și soțul și făcând doar ce vrea ea, înseamnă a-și ignora capul. Și nu ar trebui să se întâmple așa. Există o rânduială. Soțul își iubește soția și soția își respecte soțul. Și în felul acesta trebuie să fie. Aceasta este rânduiala. Și așa este și relația dintre Domnul și noi. Noi suntem uniți veșnic cu Domnul și cunoscând voia Lui,
și trăim conform cu voia Lui. În aceasta constă viața noastră de credință. Tot corpul este supus și face ceea ce vrea capul, adică Domnul. Dacă capul are un plan sau vrea să meargă într-un anumit loc, chiar dacă corpul nu vrea sau este obosit, trebuie să asculte. Dar dacă capul vrea să se ridice din pat și corpul spune, nu vreau, vreau să dorm și nu face nimic, credeți că este normal așa? Chiar și când suntem obosiți, facem ceea ce ne propunem și ducem la îndeplinire planurile făcute cu capul nostru. Noi învățăm voia Domnului și în acest trup al lui Iisus, care este biserica, există viața care poate să facă voia Tatălui. Avem puterea și energia pentru a putea asculta de voia Lui. Și această forță, această putere, nu stă într-un singur mădular, nu stă doar în mână. De exemplu, mâna fără trup nu are nicio putere. Mădularul separat de trup nu are nicio forță. De aceea, eu, separat de trup, nu aș avea nicio putere, nu aș avea nicio energie. Doar în trupul Domnului avem putere să-i facem voia Lui. Și această putere este pentru a face voia capului, voia Domnului. Dacă mâna ar face ce vrea și piciorul ar face ce vrea și gura spune ce nu trebuie, atunci ce s-ar întâmpla cu trupul? Nu este așa? Tot trupul ascultă și se mișcă după cum vrea capul. De aceea, în trupul lui Hristos este puterea Duhului Sfânt și în felul acesta înțelegem voia Domnului. Și avem această inimă dornică de a trăi în harul Lui și prin puterea Lui îi facem voia. Și precum vițele, precum mlădițele sunt strâns unite, așa este și trupul și capul. Această uniune cu viața Domnului, această comuniune intimă cu Domnul. Aici vedem regula cea mai importantă a vieții de credință. Rămâneți în mine. Chiar dacă ești mântuit și nu știi lucrul acesta, nu poți trăi viața de credință. Trăiești cum vrei, te rogi singur, citești Biblia singur, te străduiești singur în viața de credință și așa nu este corect. Nu se poate așa. Înainte de a primi mântuirea erai singur, dar acum nu mai ești singur. Acum faci parte din biserică, care este trupul Domnului. A rămâne în biserică, în trupul Domnului, este ușor, nu este greu. Și chiar dacă este ceva ușor, nu trebuie neglijat această responsabilitate. Poate veți spune, repeți asta de jumătate de oră și am ascultat și data trecută. Dar ne este de folos să ascultăm mereu și mereu, pentru că este foarte important pentru noi. Să vedem următorul verset, 1 Corinteni 1 cu 8. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Asta le-a spus-o persoanelor mântuite. Domnul nu doar ne-a mântuit, El ne va întări până la sfârșit, până în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbește despre ziua când Domnul va veni a doua oară. Persoanele mântuite așteaptă ziua când Domnul se va întoarce și trăim așteptând această măreață zi. Venirea Domnului este speranța cea mai mare a noastră, a creștinilor. Dar dacă Domnul întârzie, vom ajunge noi când ne este rânduit înaintea Domnului. Dacă mor, voi vedea pe Domnul. Dar noi, cei de față, trăim timpuri din urmă și este foarte probabil că o să-L vedem pe Domnul venind, fără să mai fie nevoie să murim. Eu chiar cred lucrul acesta și nu știu ce credeți dumneavoastră, dar semnele timpurilor arată că venirea Domnului este foarte aproape. Cuvintele Domnului despre venirea Lui a doua oară se împlinesc în timpurile noastre, care sunt timpurile cele mai surprinzătoare din toată istoria întregii umanități. În atâtea mii de ani, niciodată nu s-au întâmplat atâtea lucruri și niciun timp nu seamănă cu timpul în care trăim noi. Știința și cunoștința au avansat enorm de mult, dar și păcatul. În actualitate, Evanghelia se predică până la capătul pământului
Și Domnul a spus că atunci va veni sfârșitul. Deja am ajuns la limita tuturor lucrurilor. Astăzi este 11 septembrie. Ne amintim de data aceasta, nu-i așa? Vă amintiți de actele de teroare din 11 septembrie, nu? În New York, două zgârie-nori de peste 100 de etaje au fost dărâmate la pământ în atentatele teroriste cu avioane în care se aflau sute de persoane și se estimează că au murit aproximativ 3.000 de persoane chiar în acel moment. De ce a trebuit să se întâmple așa ceva? Motivul a fost pentru că Statele Unite ale Americii ajută Israelul. De aceea puterile arabe și grupurile teroriste precum ISIS, Al-Qaeda, răspândesc atâta teroare. ISIS a luat ființă de puțin timp, dar liderul atentatului din 11 septembrie a fost Osama Bin Laden, care era liderul unui grup terorist radical. Ei luptau împotriva Israelului. De ce? Din răzbunare pentru că Statele Unite ale Americii ajutau Israelul. Osama Bin Laden a atacat Statele Unite, doborând aceste două clădiri la pământ. Statele Unite ale Americii încă ajută Israelul. Și de aceea grupurile teroriste sunt împotriva lor. Vor să le distrugă și aceasta este doar începutul. Teroriștii au crezut că Statele Unite ale Americii se vor da bătute și vor renunța în a mai sprijini Israelul. Dar oare americanii chiar se vor da bătuți? Statele Unite ale Americii, începând cu președintele, politicienii, economia toată, inclusiv industria filmului, este controlată de evrei. Puterea Statelor Unite este mare. Și pentru faptul că teroriștii le-au dărâmat aceste două turnuri, îi vor face oare să se dea bătuți? Statele Unite ale Americii au declarat război teroriștilor și așa a început războiul din Irak și puterea Statelor Unite este tot mai mare. Dar unii ignoră acest lucru și persoana cea mai ignorantă este aici aproape de noi, în Coreea de Nord, pe numele Kim Jong, acest dictator care își bate joc de popor. Acest om este chiar un nebun. Vrea să se lupte cu Statele Unite ale Americii și batjocorește puterea armatei americane și continuă cu testele armelor nucleare și încearcă să-i provoace. Vorbește aiurea, fără sens, nu știe ce vorbește. Dar nu poate face nimic. Și problema este că țări mari dețin acest fel de arme nucleare, cum ar fi Statele Unite ale Americii, Rusia, China, Franța, India, Pakistan și multe alte țări. Se spune că țara noastră în 6 luni poate să facă o armă nucleară. Și aceste țări care dețin aceste arme nucleare nu le folosesc deoarece cunosc riscul acestor arme nucleare. O singură țară ar fi de ajuns să detoneze o astfel de bombă și ar începe un război. Și alte țări s-ar vedea involucrate și ar exploda multe bombe de acest fel. Și atunci s-ar distruge întreg pământul. Și am murit toți. Și ei știu acest lucru. De aceea nu se pot folosi aceste arme. Și o astfel de armă nu se poate lăsa la îndemâna copiilor sau nebunilor. Nu-i așa? Nu este o jucărie. Și de aceea țările mici sunt atrase în acest pericol de a se juca cu aceste arme nucleare. Avem un verset în Biblie, în Ioel, capitolul 3, versetul 10, unde spune: Fiarele plugurilor voastre prefaceți-le în săbii și cosoarele în sulițe. Cel slab să zică, sunt tare.
A face săbii din pluguri și cosoare, ceea ce aceste țări ar trebui să folosească pentru timp de pace, ele transformă în arme. Și un bun exemplu de astfel de țară care, în loc să dea de mâncare la popor, face arme, este Coreea de Nord, vecinii noștri. Ce vor să demonstreze cu asta? Oare dă de mâncare poporului aceste arme nucleare? Dar această persoană are mintea întunecată și este o problemă internațională. Trăim în timpul tulburi periculoase. Ieri am văzut la știri cum s-au făcut din nou teste nucleare și dacă o singură persoană care are mintea întunecată ar detona această bombă și ar cădea în Seul, toți am muri. Atât de periculoase sunt aceste arme nucleare. Dacă ar exploda toate armele nucleare, ar arde pământul de peste 100 de ori. De aceea, cu așa ceva nu te poți juca, nu poți glumi. De aceea, armele nucleare sunt interzise. Trăim vremuri deosebit de grele și sfârșitul este aproape. Oamenii de știință estimează că dacă s-ar începe un război nuclear, în jumătate de oră s-ar termina. Pământul s-ar distruge. Când în trecut au avut loc asemenea evenimente, niciodată. Dar în ciuda acestor evenimente, noi nu trebuie să ne îngrijorăm. Domnul ne-a mântuit și El va avea grijă de noi până în ziua când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Ne amintim de Sodoma și Gomora. Nu erau nici măcar 10 oameni buni și de aceea orașele au fost distruse. Și în cartea Ieremia, capitolul 5, versetul 1, spune: în acel timp, în Ierusalim, nu era nici măcar un om drept, nici unul măcar, care se caute pe Dumnezeu. Și de aceea a fost distrus Ierusalimul. Și așa a sfârșit Israel. A fost dus în robie, pentru că nu era niciun om care să caute pe Dumnezeu, nici unul măcar. Spre deosebire de Sodoma și Gomora și Ierusalim, în Coreea de Sud, sunt multe biserici, sunt oameni născuți din nou și nu creștini doar cu numele și nici biserici moarte. Predicăm în multe locuri Evanghelia. Dacă Dumnezeu nu ar avea grijă de noi, atunci cine va avea grijă de noi? Și acest lucru nu este doar o dorință noastră, este o certitudine, o realitate. Dumnezeu chiar are grijă de noi și de asemenea are grijă și de Israel. Dumnezeu are grijă de Israel. El a respins inițial pe Hristos și a fost împrăștiată toată lumea, urmăriți și omorâți timp de 1900 de ani pentru păcatul lor. Și le-a promis că atunci când Evanghelia va fi propovăduită până la capătul pământului, îi va strânge din nou în țara lor. Și de aceea, acum 66 de ani, Israel a devenit țară independentă. 2600 de ani după ce țara a fost distrusă, 1900 de ani după ce au fost împrăștiați în toată lumea și acum independența lor este o minune de la Dumnezeu. Niciodată nu s-a întâlnit ca o țară care a dispărut de pe pământ timp de 2600 de ani să fie din nou restabilită și să fie țară independentă. Dacă nu ar fi prin puterea lui Dumnezeu, cum ar fi fost posibil acest lucru? În jurul Israelului sunt 55 de țări islamice, 1800 de milioane de musulmani sunt în toată lumea și sunt în dușmănie cu poporul evreu, care sunt doar 18 milioane. Sunt foarte puțini evrei în comparație cu populația altor țări. În Israel trăiesc aproximativ 6 milioane de evrei, în SUA alți 6 milioane și alți 6 milioane care sunt împrăștiați prin toată lumea.
Dar această putere atât de mare a arabilor, Israelul a devenit țara independentă. Au pornit patru războaie împotriva Israelului și de fiecare dată Israelul a câștigat. Statele Unite ale Americii a ajutat Israelul în aceste războaie. Ne amintim de Saddam Hussein, de Osama Bin Laden, acești oameni care s-au ridicat împotriva Israelului. Ei nu mai există, pentru faptul că erau împotriva lui Israel. Acum sunt morți. Dumnezeu restabilește Israelul și cine îl va putea distruge? Dacă Israelul ar dispare de pe acest pământ, Biblia ar fi o minciună. Știați asta? A te război împotriva lui Israel este a te război împotriva lui Dumnezeu. Asta ar însemna. Ar permite Dumnezeu așa ceva? Israel este poporul ales de Dumnezeu. Și ei sunt poporul lui Dumnezeu. Pentru ce? Ca să arate că Dumnezeu există și că Biblia este adevărată. Pentru ca toată lumea să știe. Și de aceea el restabilește Israelul. Și Evanghelia a ajuns și în Coreea, acum la finalul veacului. Dar Coreea este o țară care a înțeles bine Evanghelia și o predică cu multă putere și străduință. Dacă ar începe un război, cum am mai putea noi să continuăm lucrarea de predicare a Evangheliei? Cum am putea să ajutăm ca predicarea Evangheliei să fie predicată în toată lumea? Dumnezeu știe bine acest lucru. Dacă Dumnezeu nu ne protejează, ce se va întâmpla? Ochiul Domnului este în centrul pământului și privește și spre noi, spre Coreea. Așa că, fraților, nu vă îngrijorați. Dumnezeu ne va păzi până când vom termina lucrarea de evangelizare. De ce Dumnezeu protejează Statele Unite ale Americii încă? Care în prezent, din punct de vedere etic, este coruptă și păcatul este la el acasă? Sunt încă mulți creștini în Statele Unite ale Americii și Dumnezeu nu distruge această țară din cauza creștinilor. În estul Statelor Unite avem centrul de întâlniri spirituale în Kentucky și în fiecare an se fac seminarii biblice acolo și mulți oameni pot să primească mântuirea. La o oră de acest loc se găsește Muzeul Creației, cel mai mare din Statele Unite ale Americii, unde se aduc dovezi despre creație, Arca lui Noe și multe alte evenimente istorice din Biblie. Dovezi arheologice. Acest muzeu este vizitat de multe persoane și părinții își aduc copiii la acest muzeu unde învață despre Biblie și văzând asta am fost foarte surprins. Statele Unite ale Americii este o țară construită pe fundamentul Bibliei și încă mai sunt mulți creștini care își trăiesc viața de credință înaintea Domnului, care vor să-și educe copiii în conformitate cu Biblia. Și văzând acest lucru, am rămas plăcut surprins. Sodoma și Gomora, aceste orașe atât de corupte, au fost distruse pentru că nu au fost nici măcar 10 buni. Nici măcar 10. Și Statele Unite ale Americii, de asemenea, există multă corupție în această țară. De ce Dumnezeu încă îi lasă? Pentru că încă mai sunt creștini. Pentru că încă este lucrare de predicare a Evangheliei. Dacă nu ar fi așa, Dumnezeu nu ar mai avea grijă de ei. Și noi, acum în zilele noastre, trebuie să fim treji. Noi suntem persoane mântuite. Și spune în 1 Petru, capitolul 4, versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, frații mei. Și lumea aceasta nu mai are mult până va fi distrusă în întregime. Și noi creștinii trebuie să fim treji, să veghem. Și dacă creștinii nu fac ceea ce ar trebui să facă, Dumnezeu nu are motiv să aibă grijă de noi. Dacă nu avem ce face,
pe acest pământ, dacă nu predicăm Evanghelia, nu are pentru ce să ne păzească, nu are pentru ce să ne țină cu pace. Noi, în timp ce facem lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne păzește. Și noi, când trăim conform cu voia lui Dumnezeu, dacă trăim pentru Domnul, El are grijă de noi. Și dacă familia mea trăiește pentru Domnul, Dumnezeu o va păzi. Va păzi biserica, va păzi națiunea. Acolo unde este lucrarea lui Dumnezeu, acolo își păzește lucrarea și lasă pace. În Psalm, capitolul 24, versetul 3 spune: Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Ne-a mântuit din pricina numelui Lui și ne călăuzește în tot adevărul, tot din cauza numelui Său. Lumea aceasta este foarte rea, dar independent de asta, Dumnezeu are grijă de noi, din cauza numelui Său. Credeți dumneavoastră asta? Trebuie să credeți. Dacă nu credeți așa, în ce credeți? De aceea, nu avem motive să ne îngrijorăm. Oamenilor le este frică de ce s-ar putea întâmpla și se îngrijorează de ziua de mâine, dar noi nu avem motiv. Oamenii și-au pierdut sensibilitatea în aceste zile. Sunt obișnuiți încă de când sunt copii cu desene animate violente. Și apoi cu filme pline de violență, cu sânge și cu grozăvii. Și pare că și-au pierdut sensibilitatea de tot ceea ce îi înconjoară. Vedem la știri o explozie și oameni morți și se pare că nu mai suntem mișcați, rămânem reci. Acum, noi suntem insensibili? Asta este o problemă serioasă. Noi nu suntem insensibili. Noi ne încredem în Dumnezeu și de aceea nu ne îngrijorăm. Este o cântare de laudă care spune: Domnul te protejează și o va face mereu. Domnul ne protejează pe fiecare în parte. Familiile noastre, biserica, țara. Când noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, în lucrarea Lui, Dumnezeu, din pricina numelui Său, ne protejează. Din cauza lucrării Lui, El are grijă de noi. Este o promisiune care o găsim în Biblie. Noi care suntem creștini mântuiți, trebuie să avem o viață ireproșabilă, pentru ca să putem să ținem capul sus în ziua Domnului. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Noi, din ziua când primim mântuirea, până când ne întoarcem la Domnul, trebuie să avem o viață ireproșabilă până la sfârșit. Dumnezeu, după ce ne-a mântuit, ne lasă oare orfani? Nu. Din ziua când primim mântuirea și până în ziua când vom sta față în față cu El, mâna lui Dumnezeu este cu noi. Să știți lucrul acesta. El știe și câte fire de păr avem în cap. El observă inima noastră. El ne vede. Ne ajută, are grijă de noi. De asta trebuie să fim siguri, pentru că este promisiunea lui Dumnezeu. De aceea, în ziua lui Hristos, noi trebuie să fim ireproșabili. Dacă un copil al lui Dumnezeu nu trăiește după voia lui, va fi mustrat. O persoană mântuită, dacă nu trăiește bine viața de credință, nu va merge în iad, dar va fi mustrat de către Domnul. Rob viclean și leneș, ca și acest rob. Ai primit un talent și îl îngropi, în loc să-l folosești, și apoi vei fi dat de rușine. Când primim mântuirea, o primim precum păcătoși care merg în iad, dar după ce primim mântuirea, acum inima noastră și viața noastră, în fiecare zi, trebuie să fie mai curate și mai sfinte. Și precum copii de Dumnezeu ce suntem, așa să trăim, pentru că atunci când vom merge în cer, să nu avem de ce să ne fie rușine. Și pentru a reuși acest lucru, trebuie să ne înnoim mereu. Am primit mântuirea pe când eram încă păcătoși, păcătoși nenorociți.
Dar când mergem în cer, ne așteaptă slavă și glorie, fără rușine, și Dumnezeu ne pregătește pentru asta. Îmi amintesc de un exemplu din viața de iară. Se spune despre un prinț care vede o femeie a străzii și o ia la el la palat. Poruncește să fie spălată, o îngrijește, îi dă haine bune, mâncare și în fiecare zi are parte de educație aleasă. Și la urmă, când ajunge o domnișoară frumoasă și atrăgătoare, o cere de soție. Nu este surprinzător? Și noi eram păcătoși, fără speranță. Ne îndreptam spre iad și El ne-a căutat și ne-a dat mântuirea. Și în fiecare zi ne curățește și ne sfințește pentru ca să ne ia de soție, pentru a ne duce în slavă, aceeași slavă de care El va avea parte. El își va împărți slava cu noi. De aceea, noi suntem mai presus decât îngerii. Și pentru că ziua Domnului este atât de aproape, trebuie să ne curățim mai mult inimile și să fim curați și gata de a-L primi, ca să fim fără rușine în fața Lui. Trebuie să ne străduim în felul acesta, frații mei. Poate că au trecut 20 de ani de când zici că ai fost mântuit, dar gândești la fel, vorbești la fel, te porți la fel. Nu pare că ai fi mântuit. De ce continui așa? Trebuie să te gândești serios dacă chiar ai fost mântuit sau te înșel singur. Gândește-te la lucrul acesta. Cei care își spun copii al lui Dumnezeu trebuie să învețe cuvântul lui Dumnezeu și să se corecteze pentru a trăi demn de fiul al lui Dumnezeu. Domnul poate veni în orice moment, chiar acum, și de aceea trebuie să ne găsească trăind o viață sfântă. El ne ajută și ne sfințește și Domnul ne curățește în felul Lui și când vom ajunge în fața Lui, vom fi fără pată. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9, spune: Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. V-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos. Se referă că am fost chemați afară din viața de păcat. Avram a fost chemat din Caldeea de Ur, oraș idolatru, pentru a-l duce în țara Canaan, la fel cum a chemat poporul Israel, care era rob în Egipt, ca să-l călăuzească până în țara Canaan. Și pe noi ne-a scos de sub puterea diavolului și al păcatului, ne-a scos de sub puterea morții, ca să ne ducă în slava Lui, ca să ne facă părtași cu El. Și în Isaia capitolul 4, Isaia capitolul 44, versetul 22, spune: Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci Eu te-am răscumpărat. El te-am răscumpărat. El ne-a răscumpărat și de aceea ne-a chemat la El. De aceea ne cheamă încă la El. Și ascultând această voce, răspunzând la această chemare, această chemare înseamnă că ne-am mântuit și când răspundem la această chemare, primim mântuirea. Și după aceea ce face? Ne curățește. Cum ne curățește? În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9 spune: Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ne cheamă la părtășie și în felul acesta ne sfințește, ne curățește. Ne-a mântuit și după aceea ne sfințește. Ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său, părtășia cu Fiul Iisus Hristos. Părinții se străduiesc mult pentru copiilor, pentru a-i crește și a le da o educație bună. Și este o responsabilitate să ai un copil. Părinții se sacrifică toată viața pentru copiilor. Copiii au nevoie de ajutor și sprijin. Singur nu pot să se descurce. Toată străduința, tot sacrificiul, toată dragostea, toată munca părinților se calculează oare?
Nu, pentru că o fac din dragoste. Fără dragoste nu ar fi posibil atâta sacrificiu. Uneori ne supără copilul și îi spunem: du-te, lasă-mă, tu nu ești copilul meu. Așa ceva nu e posibil. Chiar dacă am spus asta la supărare, tu nu ești fiul meu, tu nu ești fiica mea. Dar următoarea zi, când nu-l vedem, vom zice: unde-i? Și se îngrijorează pentru că îl iubește. Copilul vine și își cere iertare și tata îl primește, îl iartă și îl strânge în brațe bucuros. Dragostea lui Dumnezeu este cu atât mai mare. Așa cum copilul are parte de îngrijire și suportul părinților cât timp stă cu ei așa, în casă, în sânul familiei, și noi avem parte de grija și suportul Domnului dacă rămânem în părtășie, rămânem în părtășia cu Iisus Hristos, la care am fost chemați. De exemplu, copilul care în loc să asculte de părinți face ce vrea el, părinții îl trimit la școală și el lipsește de la ore, se însoțește cu prieteni răi, și își face de cap. Noi creștinii nu trebuie să facem așa. Nu trebuie să plecăm din biserică și să ne însoțim cu prieteni care ne-ar putea influența să avem o viață păcătoasă. Trebuie să rămânem în biserică, în părtășie cu Domnul și cu biserica. De asemenea, nu poți să trăiești izolat. Suntem făcuți să fim ființe sociale. Încă de când ne naștem, avem comuniune cu părinții noștri și apoi cu familia noastră, cu neamurile noastre. A trăi în sânul familiei și a te bucura de dragostea și sprijinul familiei este comuniunea, legătura de familie. După ce crește și merge la școală, are altfel de comuniune, altfel de părtășie cu colegii lui de clasă. La muncă, de asemenea, avem comuniune. Părtășie cu colegii de muncă, în engleză fellowship, comuniune, părtășie, o uniune strânsă, o legătură puternică, o încredere reciprocă. Și oamenii în general au comuniune, politicienii cu politicienii, oamenii de știință cu alți oameni de știință, bogații cu bogații, oamenii de afaceri între ei au comuniune. Chiar și animalele, conform speciei, se adună împreună, merg împreună, stau împreună. Noi, după ce am primit mântuirea, avem părtășie, avem comuniune, ne adunăm împreună, mergem împreună, stăm împreună cu Domnul. Persoanele din lume se însoțesc cu persoanele cu care se au bine, cu cei care le cad bine. Dar noi creștinii avem o comuniune diferită, o părtășie diferită. Indiferent de rasă, indiferent de cultură, indiferent de nivel social, lăsăm toate diferențele la o parte și avem părtășie. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16, spune: așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. A nu cunoaște în felul lumii, ce înseamnă? Felul în care se asociază persoanele din lume, după afinități, după rasă, după cultură, după nivel social sau cultural. Cei bogați nu se asociază cu cei săraci. Oamenii de cultură nu se asociază cu oamenii cu mai puțină cultură. Persoanele educate nu se asociază cu persoane cu mai puțin educație. Persoanele din lume se asociază doar dacă sunt la fel, bogații cu bogații, săracii cu săracii, educații cu educații, deștepții cu deștepții. Dar părtășia creștinilor depășește orice condiție umană, indiferent care ar fi, orice identitate. Avem părtășie unii cu alții, fie persoane educate sau mai puțin educate. Fie bogat sau sărac, fie frumos sau mai puțin frumos. Depășim toate aceste diferențe pentru că am fost mântuiți, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, pentru că vom trăi împreună veșnic în cer.
cu un singur tată, noi toți frați și de aceea, de acum înainte, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Dacă am cunoaște pe Hristos în felul lumii, fiul unui tâmplar necunoscut, Iisus nu a avut oportunitatea să meargă la școală, era fiul lui Iosif, apoi când și-a început lucrarea, era însoțit de niște ucenici. Nici ei de ne-am ales, sau învățați. Și așa până când a fost crucificat. De aceea și Pavel, înainte de a fi mântuit, a cunoscut pe Isus în felul lumii și a persecutat pe cei care credeau în Isus. Și îi prigonea, și îi omora, și nu numai în Ierusalim, ci și mai departe, în alte cetăți. Cum adică fiul unui tâmplar din Nazaret să fie Hristos? Hristosul pe care evreii îl așteptau era regele regilor, plin de glorie, și pentru că l-au cunoscut în felul lumii pe Hristos, l-au respins. În Isaia spune despre Isus, în Isaia 53 cu 2, el a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Se pare că înfățișarea lui Iisus nu era ieșită din comun. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui nu era plăcută la vedere. Dar el era unicul fiu al lui Dumnezeu, Mesia. Și de aceea noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și la început, când suntem mântuiți, avem părtășie cu alți creștini, indiferent de cum sunt ei. Și aceasta este o părtășie specială. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Sufletul nostru se curăță iubind pe frați, cu o dragoste neprefăcută. Știați lucrul acesta? În iubire nu pui condiții. Legătura dintre frații mântuiți este mai puternică decât legătura dintre frații de trup. Prin viața lui Dumnezeu, prin sângele lui Isus, am fost apropiați, am fost puși împreună și curând vom merge în cer și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Legătura de sânge, de familie, nu contează cât este de puternică sau cât de apropiată. Va lua sfârșit mai devreme sau mai târziu. Este temporară, dar creștinii născuți din nou, frații, avem o legătură mult mai apropiată și veșnică în comparație cu legăturile noastre de familie. Dar după ce trece un timp, dragostea unora încetul cu încetul se schimbă. Și în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4, spune Bisericii din Efeseni, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ai cunoscut dragostea din tâi, ai iubit pe frați și prin dragostea Domnului ai ascultat, dar dragostea din tâi, încetul cu încetul, ți s-a schimbat în afinitate lumească. Cum se schimbă? Vă însoțiți doar cu persoane care vă cad bine și vedem în biserică grupuri, la fel ca și în biserica din Corint. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apollo și eu sunt al lui Chifa și eu al lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 12. De aceea Pavel spune, Pavel a murit pentru voi pe cruce? Petru a murit pentru voi? Sau Apollo? De ce vă lăudați cu oameni? Pentru că tot lumea sunteți.
În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Și în biserica actuală se întâmplă la fel. Cei care sunt aproape de păstor sau cei care sunt împotriva păstorului, cei care au bani sau cei care au școli înalte, se asociază în grupuri, în felul acesta, bogații cu băgații, săracii cu săracii, cei educați cu cei educați, se asociază doar cu cei cu care se au mai bine. Așa trebuie să procedăm noi, precum lumea? Ar trebui să se întâmple în biserică așa ceva? Aceasta este comuniunea, părtășia la care am fost chemați cumva? În felul acesta a procedat Iisus? Mă uit în biserică și unii se asociază doar cu persoane care le sunt pe plac, care le cad bine. A cunoaște pe cineva în felul lumii nu este nevoie de credință. Asta nu este părtășia creștină la care am fost chemați. Dacă ești într-o situație de felul acesta, trebuie să te pocăiești și să-ți corectezi atitudinea față de frați. Dragostea lui Hristos ai lăsat-o deoparte și ai înlocuit-o cu afinitate omenească, firească, lumească. Și de aici încep toate problemele. Și creștinii care își spun copiii lui Dumnezeu se urăsc și se critică unii pe alții. Alimentul care noi îl consumăm se transformă în nutrienți și prin sânge se distribuie în mod egal la toate mădularele pentru a fi sănătoși. Dar când se concentrează toți nutrienții într-un singur mădular, așa apare cancerul. Cancerul în trup își face apariție când se concentrează într-un singur loc mai mult nutrienți decât ar fi necesar. În biserică, de asemenea, se formează grupuri și este un cancer pentru biserică. Apar probleme grave. Cancerul de obicei se operează și se îndepărtează din trup. Și astfel de grupuri, bazate pe afinități lumești, nu le vom permite în biserică. În Biblie nu ne învață să ne însoțim doar cu persoane care ne cad bine și pe ceilalți să-i ignorăm. Noi toți suntem la fel, egali. Dumnezeu ne iubește în egală măsură și noi trebuie să ne iubim la fel. Unii dintre voi nici nu salutați pe cei care nu vă cad bine. Cu adevărat ești creștin? Crezi că așa este bine? Că este biblic? Puneți întrebarea în mod serios dacă ești cu adevărat mântuit. Între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări și în aceste circumstanțe lucrează diavolul. Părtășie. Credincios este Dumnezeu care va chema la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Părtășie. Știți ce frumos este acest cuvânt? Părtășie cu Fiul Său Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 12. Versetul 13 și 14. Citim împreună. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Aici, a fi iudeu sau grec. Iudeii sunt reprezentanții evreilor și grecii reprezentanții neamurilor. Rob sau slobod. În acele timpuri erau robi, care erau vânduți pe bani. Și identitățile acestor categorii de oameni erau foarte diferite, separate una de alta, diferite clase sociale. Iudeii nu puteau sta împreună cu grecii, iar slobozii, cei liberi, nu stăteau împreună cu robii. Dar acum, fie robi, fie slobozi, fie iudeu, fie greci, alcătuim un singur trup. Dacă cineva este mântuit, este născut din nou. A primit Duhul Sfânt înseamnă același lucru. Unii spun că mai înainte primești mântuirea,
și apoi primești Duhul Sfânt. Dar această învățătură nu este biblică. În ziua cincizecimie a venit Duhul Sfânt și 120 de persoane au fost făcute una, un singur trup. Și în aceeași zi s-au predicat la 3.000 de persoane, apoi la 5.000 de persoane. Și în felul acesta, când a venit Duhul Sfânt și au primit mântuirea, au alcătuit un singur trup, primind Duhul Sfânt. Acum sunt un trup în Domnul, Iisus capul și noi trupul. Când două persoane se căsătoresc, bărbatul și femeia devin un singur trup. Au același destin. Toată viața trăiesc împreună. Bărbatul este capul și soția este trupul. De aceea, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Abia din Duhul Sfânt înseamnă a primi harul Lui, viața Lui, cuvântul Lui Dumnezeu, puterea Lui Dumnezeu. Toate acestea le primim când primim mântuirea. Pentru ca să trăim, trebuie să ne hrănim, să bem apă, să respirăm. Și pentru viața spirituală avem nevoie să primim de la Duhul Sfânt harul Lui, cuvântul Lui, puterea Lui, viața din belșug zi de zi. Citim împreună 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Noi suntem trupul lui Hristos, El capul și noi mădularele Lui. Suntem una. În biserică nu trebuie să fie diferite învățături. Eu am doctrina mea, tu rămâi cu a ta. Sunt unii care întreabă, de ce scrie pe clădirea bisericii voastre Biserica Baptistă a lui Iisus? Scriem în felul acesta nu pentru noi, e pentru alte persoane, pentru ca să vadă și ceilalți cine suntem, identitatea noastră. În vechime, casele particulare de asemenea aveau o inscripție cu numele celui care locuiește în acea casă. De aceea și pe biserică se pune în felul acesta. Ca să știe poștașul unde aduce scrisorile și așa mai departe. Noi primim botezul după ce primim mântuirea și de aceea ne numim baptiști. Noi ne numim între noi frați, nu ne numim baptiști. În Biblie nu apar doctrine. Doctrinele din creștinismul de astăzi sunt sute și sute și toate sunt aproape greșite. O persoană născută din nou nu vede aceste doctrine. De aceea noi toți suntem uniți în trupul lui Hristos, fiecare mădular contribuind fiecare în trup, indiferent cât de mic și neînsemnat ai fi. Un frate spune, eu sunt degetul mic de la picior și întreb soția lui ce e? Și ea spune, eu sunt unghia de la degetul mic, de la picior. Și trebuie să știm, indiferent de cât de neînsemnat crezi că ești, dacă ești în trupul lui Hristos, este ceva de mare preț. Aici este taina și misterul. Fără să înțelegem acest adevăr, nu putem trăi viața de credință. Și ne începe viața de credință începând cu acest adevăr. Începând cu acest adevăr, începem să ne trăim viața de credință. Cum să rămânem în biserică? Cum să rămânem în trupul lui Hristos? Cum să rămânem în părtășie cu Iisus Hristos? Și trebuie să rămânem, pentru că la aceasta am fost chemați. Am fost chemați la părtășia cu Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem acest lucru. Fără acest lucru nu putem să trăim viața creștină. Trebuie să ne asigurăm de mântuirea noastră, de viața de părtășie.
Și nu este greu, este ușor, dar este și important. Haideți să citim împreună. Citim împreună capitolul 1 din 1 Ioan. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3 și 4. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3 și 4. Citim împreună. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim. Și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cel ce a scris cartea Ioan a fost Apostolul Ioan, care a scris Evanghelia după Ioan, întâia epistolă sobornicească, a doua epistolă sobornicească, a treia epistolă sobornicească a lui Ioan și Apocalipsa. Scopul pentru care a fost scrisă Evanghelia după Ioan este pentru a ne face să credem în Fiul Lui, în Fiul Lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, ca să primim din puterea Lui. Motivul pentru care a fost scrisă Evanghelia a fost ca să credem în Iisus Hristos, că este Dumnezeu și a venit să ne salveze, să ne mântuiască. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezind să aveți viața în numele Lui. Ioan 20:31. Unul Ioan a fost scrisă pentru a arăta părtășia persoanelor mântuite. După ce primim mântuirea, trebuie să învățăm ce este comuniunea, ce este părtășia. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Persoanele mântuite fac parte dintr-un grup mai mare, care de asemenea sunt persoane mântuite. Împreună merg în cer și vor fi pentru totdeauna împreună. Când mergem în străinătate și auzim vorbind în limba noastră natală, ne pare atât de bine și dacă este și mântuită, este și mai mare bucurie. Intri în vorbă, de unde ești, ce faci pe aici? Când întrebam pe cineva care este creștin dacă este mântuit, răspunde cu bucurie și entuziasm dacă chiar este mântuit. Dar se întâmplă să întrebi pe cineva care nu este mântuit. Ești mântuit? El crede că te legi de viața lui. Și își răspunde ironic, da, sunt mântuit, parcă numai voi pocăiți sunteți mântuiți. Unii când îi întreb dacă sunt mântuiți, au impresia că le cerem socoteală. Se simt prost pentru că nu știu ce înseamnă mântuirea. Nu este vorba de așa ceva, doar vrem să știm dacă faci parte din poporul lui Dumnezeu și dacă mergem împreună spre același loc, spre cer. Când o persoană mântuită întâlnește o altă persoană mântuită, este prilej de atât de multă bucurie. Am avut ocazia să călătoresc în străinătate și am întrebat pe cel care stătea lângă mine în avion, ești născut din nou? Și el îmi răspunde zâmbind, da, sunt copilul Domnului. Și a fost prilej de mare bucurie, după care am făcut schimb de adrese și apoi am ținut legătura și a fost ceva special. Am vizitat cândva Israelul și în râul Iordan erau niște americani care se botezau și m-am apropiat de ei și am întrebat, are you born again? Ești născut din nou? Și ei mi-au spus, da, da, sunt născut din nou. Și au ieșit de acolo din râu și m-au îmbrățișat chiar dacă erau cu hainele ude. Atât de mult mi-a plăcut și cred că acele persoane erau născute din nou. Prin felul cum au reacționat. O persoană care nu este născută din nou nu știe ce înseamnă asta și nu reacționează într-un fel pozitiv. De aceea, noi încă de pe acest pământ
Trebuie să ne iubim unii pe alții și să avem părtășie. O persoană care nu știe ce este părtășia nu poate trăi viața de credință. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Noi avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cunoscând această părtășie, ne umplem de bucurie. Și în Psalm spune 16 cu 3, Psalm 16 cu 3. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Persoanele mântuite, dacă nu avem părtășie, ce bucurie ne mai rămâne? Gândiți-vă la lucrul acesta. La muncă ne este greu și suntem stresați. Șeful stă înapoi a noastră și se uită dacă ne facem treaba bine. Și aceasta generează mult stres. Și toată viața este prilej de supărare și suferință. Dacă nu am avea părtășie cu frații, ce ne mai rămâne pe acest pământ? Nu ne mai rămâne nimic cu care să ne mângâiem. Trăind în această lume este atât de dificil. Este obositor, este stresant. Dar când noi ne adunăm și avem părtășie, vorbim despre Harul lui Dumnezeu, despre ce am înțeles recent din Biblie, despre mântuirea măreață care o avem, despre nădejdea noastră, despre faptul că vom merge în cer și vom fi pentru totdeauna cu Domnul, toate gândurile negre se spulberă. Și dacă am avut o zi grea, nu ne mai amintim de ea. Și ne este atât de bine împreună, atât de bine împreună cu frații și surorile, în biserică, în trupul lui Hristos, având părtășie unii cu alții. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cu această bucurie noi putem să biruim orice dificultate. Orice dificultate. În Psalmul 133, versetul 1. Psalmul 133, versetul 1. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frați împreună. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Ce special și frumos este când frații sunt împreună. Biserica este locul unde, prin Duhul Sfânt, frații sunt uniți. Frații sunt împreună, unde Dumnezeu lucrează prin noi. Cu adevărat, dacă nu guști din această părtășie, nu știi ce înseamnă. Trebuie să guști din această părtășie ca să-ți dai seama despre ce vorbesc. Această bucurie pentru Dumnezeu este ceva deosebit și frumos și plăcut. Și este o mare mângâiere și pentru noi să fim împreună, să ne sprijinim unii pe alții, să ne mângâiem unii pe alții în nădejdea care o avem. Viața creștină este o viață trăită în părtășie cu frații, unde credința noastră crește, inima și viața noastră se schimbă și așa lucrează Dumnezeu. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 4. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 4. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Noi putem să luptăm și să biruim orice dificultate cu această bucurie. Fără această bucurie, ducem o viață în care suntem biruiți, ducem o viață amărâtă, ducem o viață fără biruință în Hristos. Dar noi, prin această bucurie care vine din părtășie, avem putere. Putem să evangelizăm, putem să spunem și altora, vor putea vedea și alții această bucurie noastră și vor vrea să aibă și ei ceea ce avem noi. De multe ori, cei care nu sunt mântuiți întreabă pe cei care
Sunt în biserică. Ce aveți voi? De toată ziua sunteți cu zâmbetul pe buze. Ce aveți voi? De nu vă văd odată triști. Noi avem pe Domnul Iisus. Noi avem mântuirea. Noi am crezut în sângele lui Iisus Hristos ca noi să putem primi mântuirea. Ca să putem merge în cer, ca să avem o nădejde în cer. Noi nu ne punem nădejdea în această lume trecătoare. Nu ne punem nădejdea în această viață. Nu ne punem nădejdea în lucrurile care sunt trecătoare de pe acest pământ. Noi ne punem nădejdea în Dumnezeu. Noi ne punem nădejdea într-o viață care va să vină. Noi ne punem nădejdea în Iisus Hristos, cu care vom petrece o viață întreagă, o veșnicie cu El. Și în felul acesta, inima noastră se schimbă și credința noastră se schimbă și trebuie să învățăm cum să fim cu El. Este ceva ușor, dar trebuie să rămânem, în biserică. Astăzi până aici, o să continuăm data viitoare, ne rugăm împreună. Doamne Tată milostiv, noi care eram departe de Tine, trăind în păcat, noi eram dușmanii Tăi, Tu ai avut milă de noi, ne-ai iubit și ne-ai mântuit și îți mulțumim pentru asta. De acum înainte, până când vom ajunge în cer, Tu ne protejezi, ne călăuzești și îți mulțumim pentru acest mare har. Acum noi care suntem mântuiți, vrem să avem mai multă părtășie cu Tine și vrem să rămânem strânși lipiți de Tine. Pentru a avea mai multă părtășie, Tu ești capul nostru și noi suntem trupul Tău și îți mulțumim că ne-ai făcut mădularele Tale. Tu ești cu noi, în mijlocul nostru. Și lucrezi în mijlocul nostru. Prin cuvântul Tău, dragostea și harul Tău, Tu continui să ne umpli, Tu continui să ne ții în mâna Ta protectoare. Ajută-ne să nu cădem și în fiecare zi ne reînnoiești și curând vom sta față în față cu Tine, fără pată și fără zbârcitură. Și îți mulțumim pentru că Tu ne-ai făcut parte de acest har. Vrem să ne țin acest har și niciunul să nu se piardă din acest har și prin puterea Ta să trăim o viață de credință conform voii Tale, ca și copiii Tăi. Suntem persoane care încă avem nevoie de Tine și ține-ne Tu în mâna Ta. Doamne, sunt persoane care încă nu sunt mântuite. Îți cerem să le faci cunoscută marea Ta mântuire și familiei noastre și prietenii noștri, colegii noștri de muncă. Îți cerem ca și ei să poată primi mântuirea, pentru ca împreună să putem trăi împreună cu Tine în această speranță. Doamne, în aceste timpuri, te rog, Doamne, dă-ne Tu oportunitatea de a predica Evanghelia familiei noastre. Ne rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.